dragilor și mă bucur că sunteți și astăzi cu noi. Continuăm interviul cu Lorena și povestea ei de viață și mă bucur că sunteți și astăzi cu noi și sper să rămâneți până la final. Lorena, mulțumesc încă o dată pentru onoarea asta. Cu drag. Să, să te am aici la mine acasă și și în mediul ăsta online. Vreau să continuăm de unde am lăsat data trecută. Da. Și să mergem acum în momentul nașterii și dacă poți să ne zici cum a fost momentul nașterii ce ai simțit când ai văzut că Bebe nu a fost vindecată? Și, așa un pic cum a fost partea asta? Îți spuneam că medicul care urmează sarcina de la început îmi era la Cluj, uh -huh. însă nu am născut cu la Cluj. Okay. Um, am fost uh, în vizită la mătușa mea în Sibiu și, stând acolo discut în tot felul. Am simțit să o întreb cum a fost experiența nașterii ei. Și în timp ce povestea și așa simțeam puternic că măi, trebuie să vin să nasc aici în Sibiu. Asta a fost, am știut că gata, când o să fie momentul, mă urc în mașină și merg la Sibiu. Și cam tre la 38 de săptămâni și câteva zile am, am plecat, eram foarte ok <laughs> cu uh, fiind la prima naștere, nu știu la ce să te uh, Moralul mi era foarte sus. <laughs> mergeam, da, m-am trezit, m-am machiat, mi-am făcut părul. Eram, da, nu, zici că mergeam la o întâlnire, nu, nici de cum să nasc <laughs> un copilaj. Din nou, pe mașină, soțul era foarte agitat. <laughs> Eu aveam trăirile mele, dar e, el, el, el... El pe ale lui, pe altă parte. Um, și... Cumva, cam așa o decurs. Eu am mers cu, cu trăirile mele și el cu ale lui tot, tot o perioada asta de câteva luni. Uh -huh. Eu eram ok, dar... Vedeam că el e mai stresat puțin ca și mine. Nici acum n-am discutat foarte multe din trăirile de atunci, Dar... O funcționat foarte ok așa. Fiecare e, e diferit și da. fiecare cuplu e diferit și fiecare cuplu funcționează în modul lui. Exact. Așa că am început eu să-l încurajez pe el. <laughs> <laughs> nu, și el era un pic surprins că de starea mea. Chiar atunci pe mașină știu că domnul mi-a dat un verset și o melodie. <laughs> Super. Wow, și a fost așa o experiență faină până la spital, pe mașină și cuvintele alea așa parcă vorbeau pentru mine. Am undeva notat toate melodiile astea. Am ajuns la spital, nimeni nu știa nimic de mine, pentru că normal când ajung la spital te întreabă la ce medic ești. Și am zis la niciun medic, am venit să nasc. A fost foarte fain că cine era acolo jos care mă prelua, uh, atâta de mult m-a încurajat în continuu. Îmi spunea, ce mămică frumoasă, fai, dacă... Na, sigur naște astăzi și o să fie foarte bine. Și în continuu îmi făcea complimente. Zici bine. că am ajuns, nu știu, <laughs> la o nu la spital în niciun caz. <laughs> și tot timpul când trecea cineva pe lângă mine îmi făcea un compliment... Și nu știu, era ceva ca și când ceva nu mai văzut, dar nu știu exact ce a fost în mintea lor, dar eu m-am bucurat că pentru mine a fost încurajare, da. da. Le-a zis de problema ta da, când ai ajuns la spital? Nu. te dus, sau... <laughs> Nu, nu i-am zis. Uh, m-am dus cu dosarul. Au okay. văzut că medicul care îmi urmărea sarcina uh, era la Cluj și cumva se întreba, ok, dar ce cauți aici? Dar nu m-a întrebat pe față chestia asta, a fost cumva... Că tu deja în Da. Mai... Um, știu că um, am început să-mi fac un ecograf și după ecograful respectiv am început să se cam umple camera de medici, dar în preajma mea nu vorbeau nimic. 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 Singurul lucru care m-a întrebat a fost cum naști natural și am zis da. <laughs> Atât. Wow. După aia, cred că au avut ei conversațiile lor, nu știu. Fetița era uh, într-o poziție pelviană și după ce am născut, mi-am dat seama că a fost o minune că am putut să nasc natural cu fetița în poziția asta, pentru că nimeni nu se prea bagă la naștere naturală când e vorba de asta, mai ales problemele care le avea. Și cumva mi s-a părut așa de fain că m a întrebat pe mine și răspunsul meu a fost care l-au luat. Ce tare, Mai ales că nu se prea întâmplă asta. Da In România eu, -am... E, -i, exact, da. uh, Și eu am fost foarte hotărât, am știut că da, am propo, am știut că așa o să nasc okay. <laughs> pentru că um, cu nu știu, cu câteva săptămâni înainte Eram în mașină cu soțul și mergeam la părinții mei. Și era o vreme afară foarte ciudată. Se schimba așa, ba soare, ba nori, uh, știi ce repede trec norii de pe da. cer. Era ba nori albi, ba cerul roz, ceva de genul ăsta care nu, nu se întâmplă, de nu se întâmplă da, des. Și era un nor pe cer. Era cu o femeie în poziția nașterii ci cu părul prins în coadă. Au rămas pe cer, toți norii s-au schimbat din preajmă, deci ori, venit nori, ori plecat, au fost senin, dar norul ăla au rămas acolo. Și timp de mai bine de o jumătate de oră. Am ajuns la mei, norul era tot acolo și am știut că o să nasc natural, de asta eram și foarte hotărâtă. A fost așa fain că mătușa mea din Sibiu a stat cu mine tot travaliu. Medicii ori cred că e medic. <laughs> și pentru mine că ea a fost acolo Uh, cumva am trecut mai ușor prin asta. Chiar m-a ajutat mult mm -hmm. prezența ei. La un moment dat îmi spune că nu mai vrea să-ți prind părul în coadă ca să... Eu eram deja foarte epuizată Traspirată. pentru că mi s-a provocat nașterea. Mm -hmm. Din cauza că s-au oprit contracțiile și deja pierdusem ceva lichid și au zis ok, declanșăm. Cine a trecut printr-o naștere declanșată știe că e cea mai dureroasă, poate. <laughs> <laughs> Atitudinea mi-a foarte mult. Deci eram foarte pozitivă. Aș vrea să fiu și acum la fel ca atunci. De multe ori mă gândesc Doamne, cum? Cum? Cum am putut? Că când trec printr-o situație așa, asta fiind așa o paranteză, când trec printr-o situație mai grea, mă gândesc la momentul ăla mi iau puterea cumva de acolo. De atunci ai putut, da. acum cum să nu? Din momentul în care mătușa mea m-a întrebat vrei să-ți prind părul în coadă, chiar mă încurca. Am știut că se întâmplă ceva profetic. Imaginea ce am văzut eu pe cer cu mm -hmm. femeia și cu părul prins în coadă a fost, wow, știam că se întâmplă asta. Momentul nașterii a fost destul de palpitant. Îmi amintesc așa vag unele mm -hmm. chestii. Știu că uh, era un geam acolo cu unde se vedeau pomi și vedeam frunzele alea așa în reloare. <laughs> Era destul de complicată poziția unde am născut, pentru că eu fiind foarte mică, aveam senzația că stau undeva suspendată în aer. Mă uitam pe geamul ăla și la frunze și totul, vedeam așa în și așa de, așa de mult m-a ajutat peisajul de pe geam. După ce am născut, fetița nu o plâns deloc, nu am auzit-o și n-am văzut-o. Nu mi au zis unde merge, dacă, nu știu, dacă o curăță sau... Eu am intrat în salon și aveam dureri foarte mari uh, eram, mi s-au pus așa niște cârcei în tot corpul, mai ales în picioare și nu puteam să scap de, de durerile alea de cârcei da. <laughs> nu puteam să-mi pun nici perfuzii pentru că mi se spărgeau toate venele <laughs> așa că am dus asta câteva zile bune în timp ce stăteam acolo au venit cu fetița. Când am văzut-o prima dată, am avut un șoc. În primul rând, nu mă așteptam la aspectul ei, ea fiind micuță, la un kilogram 600 și încă nedezvoltată. Am avut așa o întrebare, oare e fetița mea? După ce mi-au adus-o într-un prosopel, au început să-mi zică ce probleme are, ce malformații, a început să-mi arate mâinuțele, urechile, degețelele, nu știu ce mi-a mai zis pe acolo, pe totul trecea așa pe lângă mine. Mm -hmm. Ce vreau să zic e că știam din momentul în care am născut că îi în mâinile Domnului. Deci, ca și când am predat așa situația și o preluat-o el. Mm -hmm. Deci, până în momentul la eu mi-am făcut partea și mi-am făcut datoria, dar de atunci nu mai era nu mai ține nu mai ținea de, mine. de mine, da. Am început să îmi zică că s-ar putea să fie o oarbă, adică erau destul de siguri pe faptul că are cataractă. Uh -huh. În mintea mea era. vorbeam cu ea, cum vorbeam și în sarcină, da, mamă, o să fie totul ok, nu știu cum să zic. Îi, îi transmiteam că nu contează ce zic medicii. Uh -huh. Pentru mine chiar nu conta, adică cum să zic, nu aveau valoare cuvintele lor. Știi? Mm -hmm. Nu că nu credeam, nu știu să explic, efectiv nu aveau valoare. Faptul că nu a fost vindecată m-a surprins într-adevăr, deși ți-am zis că credința mea era 100% că o să fie bine, chiar mă așteptam la minune. Cumva a fost un suspans mm -hmm. pentru mine în care pot să zic că m-am pus singură, <laughs> așteptam să văd ce va fi. Sau așteptam cumva minunea? Așteptai asta? că o să și că o să zic că e perfect sănătos? Da, eu m-am pregătit pentru trei zile la spital. nu Nici nu mă gândeam că stau mai mult. Nu știu, am luat toate lucrurile normal și mă așteptam să fie un mare miracol. Nu știu. Vreau ca Domnul să poate să surprindă și medicii și familia care, nu dai seama că aveau fiecare gândurile lui. Vroiam ca el să-și arate gloria din asta, dar de fapt el a ales să-și arate gloria altfel, nu cum am gândit eu și cum era poate ideal. Din momentul în care am credințat asta în mâinile Domnului, aveam o pace extraordinară. Deci ca și când s-au așezat așa peste mine și înainte eram... aveam pace. Dar atunci era foarte diferit Era ca și când am încredințat o, o, o misiune cuiva de încredere și știam că se va ocupa și nu mai trebuie ca eu să nu știu, să să tot te implici, să vezi ce, cum da, deci mi s-a schimbat misiunea aveam de luptat cu alte lucruri a, a început o, o, un sezon diferit și spuneam că eram surprinsă de aspectul ei și de faptul că nu era vindicată dar știam că îi a mea și era bebelușul meu pentru care eram în stare să munții. Deci, mm -hmm. era o iubire nouă. A fost surprinderea așa, pe moment, cumva, că așteptarea mea era alta. Mm -hmm. Dar o să vezi mai încolo, Dumnezeu o schimba și aspectul ăsta și o a făcut o minune și din aspectul ei. Și ce după? Cât timp este aspect? În total am stat două luni, fără să vin acasă deloc Puteam, dar nu Nu puteam, știi? Adică puteam să aleg chestia asta Dar... Ai ales să lupt până la... Era... Pentru mine nu era o variantă deloc Știam că are nevoie de mine acolo Eu n-am știut cât trebuie să stau Pentru că Medicii mi-au spus că o să trăiască Maxim patru ore Nici măcar nu ori vrut să o mute sus La terapie intensivă Pentru că nu avea rost. Cumva așteptau să moară. Nu știam unde îi sau eu cumva eram puțin uh, distrasă de durerile mele, de cârcei, că nu știi cum, ți se pune în curce, nu poți să faci nimic. Nu mă prea puteam concentra, dar mereu aveam în cap oare unde îi, dar știam că oriunde îi, Dumnezeu o ține, deci efectiv o ține pe palmele lui și... Știam că-i bine și știam că primește și ce îi transmit eu, oriunde aș fi. La un moment dat, bine, îți dai seama că a început perioada în care medicii veneau și plecau și veneau și plecau și să mă pregătească și psihologi. Nu înțelegeau sau nu știu cum să zic, credeau că e doar o copiluză care nu știe despre ce-i vorba, pentru că ei nu au mai avut un caz asemănător nici nu am zis cu ce probleme s-au născut. Au avut trisomia 18 okay. sau sindromul Edward și e o listă lungă dacă dați un search pe Google, care cuprinde multiple malformații și în dezvoltare și mentale. Sunt unii copii care se nasc cu trisomia 13 sau sindromul Patau. Sunt care supraviețuiesc câțiva ani pentru că nu e așa de grav ca ce să-mi Deci gestica a fost foarte normală la față. O vână sucul perfect, gurița, tot. Nu, Se nu... putea năștia nu fără bănuiesc. Da, da, erau șanse. Doar uh, m au avut malformația la inimioară care a fost destul de gravă. Din câte zis, Jessica nu era cu tine după ce ai născut-o. Da. Când te-ori lăsat să o vezi sau să mergi să o vizitezi? Dacă te-ori lăsat și cum a fost? Eu cumva așteptam uh, momentul și tot întrebam, mă întrebam în mintea mea că unde e și ce face. Uh, nu știam ce se întâmplă în background. <laughs> și când am fost uh, puțin mai bine cu cărceii, <laughs> uh, am tot întrebat dacă pot să merg să o văd. ne au lăsat pe amândoi mergem. Era într-un incubator, o putut să-mi o dea în, în brațe, era foarte mică. Mi-era frică să nu o scape aici așa. Da. Țineam așa mâna ca să pot să... să pot să pic, stea, pic. da. A fost așa de special momentul ăla când am luat-o în brațe și am început să-i fac așa cu degetul pe frunte. Eu oricum am mâini foarte mici. <laughs> dar degetul meu pe fruntea ei ca și când îi acoperea toată fruntea și nu puteam decât un deget să folosesc da. <gă> uh, nu știu nimeni nu poate să înțeleagă numai cine a văzut un bebe așa de mic eram amândoi surprins de ce micuță era și am început să îi vorbesc saturația ei era destul de mică astătea pe o saturație foarte mică, am 40. Wow. Uh, mai și urca. Bine, o mai avut și. Neapărat, da. Pe. O mai avut și 100%. Deci, când mergeam lângă ea, îi se ridica saturația. E de important pentru copilașii care au diferite probleme sau se nasc cu diferite probleme să fie mama acolo cu ei. În România nu se prea întâmplă asta, din păcate deși bebelușii au nevoie mai mult ca oricând de mama lor, da, și de îngrijiri dar știu că e puțin și periculos pentru că ei nefiind așa de dezvoltați, bacteriile și toate astea nu le fac bine, dar cred e că important. e posibil adică e imposibil să treacă printr-un tot proces, să da, pregătesc da. să sterilizeze părintele exact. mama Da. să simtă da. Pentru că îți dai seama că e mai ușor, că e mai ușor și pentru ei să îți permite doar să o vezi prin gemuleț sau așa. Uh, pentru că nu au fost prea generoși <laughs> în. Uh, da. Dar cumva m-am bucurat de cât am primit, nu poți să lupt cu, cu lucrurile astea. Nici eu nu sunt de fire luptătoare <gântilor> împotriva sistemelor. <gântilor> dar dar, un om dar împotriva. am acolo, cum să zic, așa o... cum să zic, o, o râvnă, știi? Când când îi să vorbesc, pot să, <gântilor> <gântilor> pot să vorbesc despre despre asta. Nu a mai trecut foarte mult timp și o, adică o zi, poate două, au văzut că ea continuă să trăiască și nu am mai putut să o lase acolo cumva a fost nevoie să o mute sus la terapie intensivă și de atunci urma să merg dintre între ore să îi dau lăptic, doar că ei o alimentau prin sondă. S-a întâmplat timp de o lună jumate. Deci o lună jumate o sta la terapie intensivă și tu mergeai dintre între ore? Nu chiar o lună jumate o stat, dar uh, eu la un moment dat am mutat la prematuri Care și asta a fost o minune <gură> Dar da în timp de 3-3 ore Mergeam și trebuia să o alăptez M-am bucurat mult că o puteam vedea așa de des Chiar dacă nu puteam, nu prea puteam Să o ating Sau să stau foarte mult acolo Deci cumva puteam să o alăptez Să stau puțin și să plec uh -huh. Pentru că dacă steam prea mult Deja simțeam atmosfera Cum se încinge Și trebuia să da, yeah. ca și când mi-am terminat treaba și acum trebuie să, trebuie plec. să plec și știam că are nevoie de mine și de atingerile mele și de să-mi audă vocea pentru că aparatele alea sunt au în continuu acolo, deci îți conectați la aparat toți bebelușii și în momentul în care scade puțin saturația, imediat sună și yeah. în continuu erau sun, zgomote de fundal, non-stop, simțeam ca o nevoie pentru ea și nu puteam să fac mai mult decât vreau să-i pun muzică pentru că era obișnuită cu asta și cumva mai schimba atmosfera aia și cuvintele contau foarte mult după aproximativ o săptămână jumate am fost mutată și eu sus pe secție cu ea sau pe pe coridor, era un hol lung în care erau saloane pentru mămicile a căror copii erau acolo la terapie intensive sau la prematuri. Uh -huh. A fost foarte, foarte fain să știu că sunt mai aproape de ea. Da. Deși am schimbat câteva saloane și acolo, începea să așa să devină, cum să zic, casa mea. Era așa, așa de ciudat că nu mai știai când e zi și când e noapte. Erai tot timpul speriată că nu mai ai mers la alăptat cam toate mămicile au trecut prin asta știu că am stat în, într-o zi să mă gândesc uh, adică era seară și eu credeam că dimineață eram atât de extenuată încât nici mintea nu mai funcționa cum trebuie medicii veneau și în continuu spuneau că nu o să mai trăiască mult să mă aștept din clipă în clipă eu nu-i credeam <laughs> eu, să am zis, eram cu trăirile mele și știam că nu verdictul lor o să se întâmple sau nu asta e important. Mm -hmm. Nu nu era după cum ziceau ei. Cumva Dumnezeu chiar o spulberat fiecare așteptare din asta a lor și îmi ziceau că poți să o ții mai mult în brațe sau așa, dar când mergeam parcă nu puteam. Nu, trebuia rapid, trebuia nu știu. Erai tot presiune. Da, era un mediu în care nu prea îți permitea să să stai cu bebelușul și nu era natural, adică nu se comportau ca și când tu erai mămica lor. Uh -huh. Nu, simțeam de foarte multe ori că ca și când copilul e lor, nu e a tău. Uh -huh. Chiar dacă cumva ei erau obișnuiți, intrau într-o rutină, știau la fiecare ce să-i facă, de multe ori mergeam la ea și uai, știam care nevoie să o iau, să o țin, era un puțin dificil că chiar dacă te descurcai să o iei și așa, nu puteai până în lecerea voie. sau uh, De multe ori se uitau lung dacă stai prea mult în fața incubatorului. Nu aveam moment de intimitate numai eu cu ea și chiar și când am încercat să-i pun muzică eram văzută rău chiar dacă încercam să dau cât de încet și să-i pun acolo, să fim numai noi, imediat veneau și să, să, vadă ce se întâmplă, ce fac. Chiar și poze și videouri erau reticenți la, la partea asta și pentru că până la urmă cu asta rămâi, nu? Amintirile și asta sunt importante. Nu era, nu, nu te încurajau în asta, era doar așa, ok, ai voie să faci poze, ai voie să faci câteva poze, dar cumva, dacă deja făceai prea multe sau dacă vrei să filmezi ceva, nu. Trebuia întâi să le spui să-ți filmezi copilul. Da, asta, asta a fost dureros. Și faptul că veneau în conturi și spuneau că nu e bine, că e tot mai rău sau... În salonul ăla în care mergeam, mai erau mămici, că mergeam cumva deodată. Când suna aparatul, toate privirile, pe incubatorul respectiv unde suna. Ea având saturate destul de mică și toată lumea știa cumva că apara da, aparatele ei sună. Și asta a fost puțin dificil așa de înfruntat, dar Dumnezeu o ținea cu suflare de la el, pot să spun. Pentru că acum cu COVID-ul, să dăm exemplu, când un pic îți scade saturația, era deja problemă. Îți dai seama să stai pe saturație de 40, 50. Da, dar asta a fost o minune și cred că nimeni, nimeni nu o înțeles cum poate să stai pe saturație așa de mică, de mică da. Deci era o, un motiv de mirare și pentru ei. Apropo de cazul ăsta de tristomie, mi s-a spus că nu e un caz de întâlnit au avut un astfel de caz în urmă cu mai bine de 14 ani. E un caz rar pe care uh, nici ei nu îl înțeleg în totalitate. Nu prea există tratament. Cum evoluează de la zi la zi, nimeni nu știe. Dar uh, după standardele medicale, te-am spus, trebuia să trăiască doar 4 ore. Era o luptătoare efectiv, te umpleai de putere de la ea cum altfel primeam și în sarcină Nu știu, pe cât de micuță era Asta, știi? Cum îi uh, grăuntele de muștar În credință, așa era ea În putere, cum ar veni, știi? Da. Vreau să-ți mai povestesc o, o secvență mm -hmm. uh, Eram în salon Să merg tot așa la alăptat. Uh, simțeam că Nu e ok ca Bebelușii toți aveau câte o jucărie În uh, incubator și simteam cumva că... Nu e ok să aibă jucăria aia. Era jucărie de de tine? Nu, nu, nu aveam deci voie. Era uh, da, era caracatițe croșetate care... Asta și, mm -hmm. și în străinitate se... Se dă la prematură? Da. Și la asistentea care era acolo și se ocupa de îngrijirea ei, în orele respective, am rugat-o frumos să nu-i mai pună jucăria. Și, pentru că, cum să zic eu vreau să elimine orice lucru care ar putea sta în calea vindecării ei, pentru că eu așteptam sau cum să zic aveam credință că se poate vindeca oricând i-am zis, am rugat -o frumos să nu mai pună jucăria îți dai seama că spiritual nu -a, a fost, prea bine m-am vinovățit că nicio mamă nu face asta pentru copilul lui, ei eu știam că trebuie luată jucăria aia de acolo. Asta era pentru noi atunci. Eu, ca mamă, știam că nu asimțeam e ok. Nu, da, simțeam că vreau să chesti, da. nu mai fie jucăria acolo. Chiar dacă mi-am primit replicile, nici nu m-au mai lăsat să o filmez după aia, așa de supărată era asistenta, am zis că și până la urmă o accepta să o ia. Mi-a început să mă întrebe... Ce religie am sau întrebări okay. de genul ăsta și nu înțelegea că nu am nicio religie. Trebuia să-i spună o religie ca să poată să-mi pună eticheta. De... Ceva, da. ceva de, de genul. Te logheze, exact. E ciudată aia. <laughs> i-am zis, până la urmă nu am mai insistat, i-am zis că nu am nicio religie și pur și simplu asta simt pentru fetița mea acum și o rog frumos să facă asta și să nu-i mai pună. Și așa de fine a fost că după aia m-am gândit măi, de ce am zis chestia asta? Adică eu în capul meu mă gândeam o să fie mult mai ușor. Ok, zic, o să o ia și asta doar. este. Dar nu mă așteptam la reacția așa de puternică. Și a fost așa de fain când alegi să faci ce Dumnezeu îți spune cum se schimbă situația. În seara, ziua următoare sau chiar în seara aia, nu mai știu exact, eram la, în parc am ieșit să mă plimb între a -a <laughs> Am ieșit să mă plin cu mătușa mea și Erau, aveam niște colegi de salon foarte de treabă, asta a fost o binecuvântare, pentru un timp. Uh, râdeam și povesteam și era o, o atmosferă faină în interior. Uh -huh. uh, mă sună o colegă de salon, te rog, hai repede, hai repede, la spital, m-a speriat în primul fază. M-a la cei mai rău, uh, pentru că ea era foarte. cum să zic, în vocea ei se, se simțea așa, o. nu știu să descriu. Panică! <laughs> Panică, da! Și. Uh, am zis, ce s-a întâmplat? Hai, repede, tot asta zicea. Cumva au vrut să-mi facă o surpriză, dar. Uh, i-am zis să-mi spună ce s-a întâmplat, că nu pot să vin, că sunt în parc, și până plec din parc durează ceva. Și fetița ei era la prematuri, adică ea a scăpat de pe terapie intensivă de ceva timp și o avansat la da. prematuri, adică nu mai necesita atâta îngrijire, puteai să o iei, era puțin mai relaxat totul. Da. Nu te muta numai dacă puteai să, 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 nu mai fi conectat la aparate, să ai o anumită greutate și acolo cumva mai creșteai până puteai să pleci acasă. Da. În greutate. Și vorbind la telefon, mi-au zis: uh, Hai repede că avem uh, o nouă colegă de salon sau ceva de genul. Eu zis că a venit gesticuța aici. Wow. Eu, în momentul am încremenit și am început să bufnesc în plâns pentru că era o minune, chiar era o minune să. Adică, de la un copil cu saturația super, da. rând, așa, la toate problemele să treacă. Da, nu, nu credeam că va trece niciodată, aici nu că mă contrazic, că nu era vorba de, de credință, ci pur și simplu uh, nu mă așteptam la asta să treacă de la terapie intensivă la prematuri așa de repede, și cumva toată toată chestia asta și cu mutarea ei în, la prematuri au fost, știu că s-a întâmplat și din cauză la acea jucărie, pentru că nu știu ce era acolo spiritual, dar când alegem să facem ce Dumnezeu ne cheamă și ne spune, uh, fără să mai întrebăm, că multe sau lucruri nu sens, le știm, exact, da, să facă sens, nu, nu făcea sens nici pentru asistente, poate nici pentru mine, dar, uh, mai simțeam, simțeam că asta trebuie să fac și a fost așa, fain, Că știu că la un moment dat am zis și asistentei, cumva că eu o piedică în calea vindecării sau nu știu dacă neapărat am formulat așa, dar da. așa de fain o lucra Dumnezeu în asta. Da, și da. De fapt da. a fost ceva acolo. Și chiar eu așteptam ca Dumnezeu să, să le vorbească medicilor, să... Nu știu, vreau așa pentru ei să se întoarcă la Dumnezeu mm. și să fie o mărturie acolo. Nu știu ce au fost în mintea lor sau poate că nici măcar nu au dat mare importanță la lucrurile care poate eu credeam. Dumnezeu și-a arătat gloria acolo și în toată situația asta până la urmă. Din moment ce ne-am mutat aici, puteam să-i duc eu hăinuțe pe împărși, puteam să-i duc gel de duș, cremă de corp, ce vreau eu și a fost fain că am putut să fac chestia asta, eu luasem oricum din, din timp uh, hăinuțe foarte mici, <laughs> și chiar și hăinuțele alea de mărimea 48, ceea ce 45-48 erau foarte mari pe ea. <laughs> și um, am, am început să avem alt medic, se ocupa de noi alt medic, o doamnă foarte drăguță și empatică. Era fain aici că în fiecare dimineață îți spunea cât o mai crescut în greutate și așteptai așa cu nerăbdare să-ți spună adică cât o mai put. Da, ca să ajungă la kilogramele care să plece acasă. O crescut mult, deci știu că ea nu prea scăzut în greutate și asta pentru mine a fost o minune creștea zilnic, cât de puțin, dar tot timpul creștea, pentru că erau bebeluși care mai scădeau, mai scădeau în greutate. Doamna doctor care se ocupa atunci de noi ne-a spus că s-ar putea să găsească un loc la un centru din Sibiu unde să putem să mergem și au făcut o posibilul ca noi să putem să mergem acolo. Și au venit ziua în care am putut să plecăm Deși au fost foarte multe lupte până în spital. Acum nu pot să detaliez chiar tot, că nu, nu este timp. Dar ce mai vreau să zic din experiența asta din spital e că Dumnezeu m-a șlefuit și a început să lucreze la mine. Am început să caut adevărata pocăință, pentru că și asta putea să fie o piedică în vindecarea ei. Și foarte multe lucruri, m-a învățat Dumnezeu acolo, faptul că nu puteam să, să țină iertare nici pe medici, mm -hmm. nici pe asistente, uh, nu putea să treacă momentul sau ziua ca să, ca să nu iert și multe, multe lucruri care Dumnezeu mi-a descoperit acolo. A fost multă luptă spirituală în spate și rugăciuni peste rugăciuni. Și stat acolo, în, cum să zic, în prezența Domnului. Pentru că de acolo venea puterea, de acolo venea revelația, da. încurajarea, tot. A venit momentul în care urma să părăsim spitalul. Eram așa împlinită că plec de acolo cu iambrate. Da. Și chiar dacă a fost pentru un scurt moment până ajungeam în partea aia, nici măcar nu știam la ce să mă aștept acolo. Eu nu puneam întrebări medicilor. Vreau să iau lucrurile așa cum vin ele, fără alte detalii de ale mele care puteau să, să mă întristeze. Mi-am adunat lucrurile. Au venit doi domn de la ambulanță și urma să fim duși cu ambulanța. Nu știu ce ambulanță a fost aia, <laughs> pentru că eu stăteam cu ea în brațe, și toate gropele posibile le-am simțit. Cum a fost la centru unde v-am mutat? Cât timp a stat acolo? De pic de puteam să o iau când vreau, nu mai era la incubator. Um, îi făceam băiță seara. A fost momentul în care puteam să stau doar eu cu ea, cât vroiam. Dar cumva obosia la mea au ajuns la un nivel înalt și de-abia mă mai trezeam și noaptea. Nu am apreciat 100% momentul ăla, așam să facă kilogramele și să putem pleca acasă, indiferent ce însemna asta, ce îngrijiri însemna da. acasă, mi-a plăcut foarte mult că medicii ori acolo se comportau ca și când îi copilul meu, mm -hmm. nu mai era lor, deci <laughs> eu aveam grijă de el, eu puteam să merg să nu știu să, să stau acolo cât vreau. Era pus într-un pătuț, ca o cameră într-o casă. Uh -huh. Și mi-a plăcut foarte mult asta. Dacă eram atunci mai conștientă de faptul că pot să o iau când vreau de acolo, uh, făceam mai des asta. Eu fiind obișnuită de la spital, uh, nu prea vreau să o miști ca să nu-i scade saturația, să nu-i prea mișc sonda, dar. Acum aș face puțin diferit. M-aș bucura mai mult de momentele alea. Ziua mea de naștere am prins-o acolo și îmi doream o ședință foto, dar uh, a fost atâta uh, alergătură între, între alăptat. Uh, am vrut să ies și eu un pic cu soțul. <laughs> Plecam așa pe fugă și veniam. Și n-am, n-am apucat să fac lucrul ăsta Asta e un regret Dar era fain că puteam să fac băiță Să-i fac băiță seara Ce era fain că Soțul meu putea să vină să o vadă deci adică avea voie să vin Da, putea să vină oricine Putea să vină familie Era permis lucrul ăsta nu, El nu a prea avut voie la spital Să intre decât foarte puțin Dar aici putea să stea acolo cu ea cât vroia să putea să o ia în mai era puțin, puțin avea emoții pentru că era așa micuță și nu prea vroiam să o mișcăm de acolo din motivul ăsta că era, era cu saturația conectată, dar cu siguranță îi făcea bine, da. <laughs> dar oricum ea ne simțea, încercam să o punem într-o poziție confortabilă, și să mângâiem, reacționa la vocea lui. Chiar am un, am un video cu ei doi și um, povestesc așa fain. Acolo primeam o, o masă pe zi și era foarte foarte bine pentru mine că în spital mâncam doar uscăciuni, Se urturi și fi. da. Deși se dădea de acolo de la spital, dar nu prea luam că nu eram eu foarte... <laughs> Înțeleg. Sau dacă cineva care a stat în spital sigură te da. Acolo am stat aproximativ două săptămâni și a fost foarte bine pentru noi perioada aia. Nu mai aveam stresul ăla de la spital, mediu ăla. Uh, eram ca acasă. Și acum o să trecem la o întrebare un pic mai dificilă. Eu și mai cu greutate din anumite puncte de vedere uh, cum a fost momentul când ai aflat cum murit, ce ai simțit așa, unde erai adică unde era erai la centru da? uh, eu am observat cu o zi înainte înainte să uh, am uitat să spun că am început să o hrănesc eu prin sondă și înainte să îi dau lăpticul, trebuia să aspir puțin din, din stomac când am aspirat am văzut că era așa un fel de uh, lichid ca și culoare nu era ok uh -huh. uh, bine, am zis medicului dar au zis că e normal uh, poate de la laptele praf, apoi uh, ziua următoare uh, când i-am făcut băiță dimineața Urma să-i fac eu băiță, doar că vorbind cu medicul s-a grăbit una din asistente să-i facă și cumva eram tot cu ochii pe ea pentru că îmi doream eu să am momentul ăla și simțeam cumva că mi-l fură. Da. În timp ce vorbeam cu medicul, cumva simțeam că ceva nu-i nu ok. Eram cu ochii pe... nu, no, au început să o schimbe, să o îmbrace și mă chema pe mine să îmbrac și vedeam că ea e foarte liniștită. Cred că soțul a luat-o de pe măsuță și a pus-o în pătuț. Mi se părea că nu respiră. Am început să vorbesc cu ea și să îi spun să respire și așa, dar am văzut că nicio reacție. Am început să intru în panică și eu și a venit așa un gând ca o fracțiune de secundă deci fața ea era atât de senină și atât de liniștită și în gândul meu, așa ca o fracțiune de secundă au venit, ce fain ar fi acum să plece la Domnul. Să meargă în cer. Au venit așa. <laughs> și chiar asta s-a întâmplat. Au venit medicii, au văzut că chiar nu respiră. Au încercat resuscitarea. Chiar dacă în situații din astea din câte am înțeles, nu se face resuscitare, nu știu de ce. ne au scos pe noi afară, noi stăteam pe hol, îți dai seama că eram la pământ și așteptam acolo pe hol. Uh, știu că m-am pus pe jos, că nu puteam să stau pe scaun sau nici cum. Era, era, un moment de prăbușire. Cred că după mai bine de 15 minute, când după ce au și medicii, au spus că au făcut tot ce s-au putut. Erau o și ei la lacrimi în ochi. Pentru mine au contat mult că ei au arătat așa o empatie și am intrat acolo, ne-au lăsat puțin cu ea, am început să rostesc cuvinte de viață. Aveam credință că poate chiar să și învie pe moment, dar domnul a ales să nu. Eram din nou pus, pus, în fața faptului împlinit. Era o alergătură pentru că noi nu ne-am gândit deloc la varianta asta. Am fugit repede în mall să căutăm niște hăinuțe, Ni s-a zis că trebuie să ne mișcăm repede, pentru că după aia nu mai poate să fie îmbrăcată. Uh, eram foarte disperați. Ne întreba unde o să fie în mormântarea. Nu știam ce să spunem. Eram picați așa în momentul ăsta. Ne-au întrebat dacă o să fie la Sibiu sau la Alba, pentru că trebuia rapid organizat și transportul și tot. Așa zi faină lucra Dumnezeu și în lucrul ăsta, pentru că totul s-o s-a rezolvat așa repede și fără fără să ne așteptăm. De exemplu, dacă știam că nu vreau la Sibiu, simțeam că nu nu-i locul aici, și am că vreau un alba, dar nu știam unde în alba, nu vreau în niciun cimitir, <laughs> nu vreau să știu fetița acolo. Mi-a venit mie o idee, știam că este un un cimitir mai vechi la, la, noi în sat. Nu știu exact ce fel de cimitir îi. Erau acolo niște pietre, deci nu erau cruci sau altceva. Era asta, ideea asta mi era pe suflet. Și am transmis-o mai departe. Și am zis la tata să întrebe dacă se poate să fie acolo. Uh, noi avem chiar și un teren lângă, adică vis-a-vis. vis a vis ne-am fi dorit mult, având acolo pădurea și un mediu, era un mediu frumos. S-a rezolvat ca prin minune, ni Mi s-a zis că da, se poate. Era problemă acum cu transportul, pentru că nimeni nu transporta, dacă nu era făcută nu noi am vrut să nu fie făcută, pentru că era micuță mm. și medicul ce se ocupa de ea a zis că nu are rost. Nici nu mai știu cum s-a rezolvat și și lucrul ăsta și uh, seara, sau a doua zi dimineața, dar nu, cred că seara, am, am putut să plecăm deja înspre casă. Ni s-a spus că nu se mai poate face nimic. Am înțeles că asta e planul domnului și el chiar nu dă da putere să trecem prin asta, chiar dacă a fost foarte, foarte greu. Despărțirea aia de copilul tău nici nu se poate <laughs> pune în cuvinte. Până să plecăm acasă, eram era într-o cameră unde puteam să avem acces la ea oricând. Cred că l-au fost cel mai, cel mai, ciudat moment. Era ciudat pentru mine să stai cu faptul să stai cu un om mort. Pentru mine, nu știu. Poate alții au așa ca să i viața se întâmplă, dar pentru mine a fost mai traumatizant gândul ăsta decât că ea, știam că ea nu mai e aici. E doar trupul ei, știi? Ea nu mai era. A fost ciudat că trebuia să ne ocupăm de toate lucrurile astea pământești, dar ea, de fapt, nu mai era cu noi. Am simțit, știam, din momentul în care o plecat și o plecat așa de frumos, fără nicio reacție, nu știu, așa, o trecere sută de lină și perfectă. Și în momentul ăsta știam că se va întâmpla sau cel puțin l-am văzut dinainte cu o zi, dar n-am știut la ce se referă. Aveam un moment în care stăteam în prezența Domnului și, și plângeam și mă descărcam și am făcut o rugăciune ca să o ia el în mâinile lui. În momentul ăla l-am văzut pe Dumnezeu cum a mâinile, a luat-o Jessica în mâinile lui și a început să danseze cu ea. Mi-a zis dinainte unde, unde o să fie. <fie> No, și după asta văd loc întoarcerea acasă după două luni. Cum a fost în montarea? Să ne poți zice un pic de momentele astea. Da, uh, întoarcerea acasă a fost o sărbătoare pentru mine, să zic așa. Acasă e acasă. Mm. Am fost ca și când m-am întors dintr-o misiune grea. <laughs> Am asociat-o cu o Odihna. Uh, era greu să înfrunt cumva privirile oamenilor a familiei era cel mai greu, eu eram bine, eram foarte bine în, în sufletul meu și nu știu, Dumnezeu m-a umplut de putere supranaturală. Mai greu le era lor. Eu trebuia să-i te să încurajez pe ei și să-i consolez. Eu, eu treceam prin tot momentul ăsta, știam unde îi, știam, cum să zic, eu eram acolo, <laughs> practica asta e. Eu eram acolo, nu eram pe pământ. Eram acolo la sărbătoarea aia care avea loc în cer mm -hmm. și tot ce se întâmpla pe pământ era doar tristețe și am vrut să, să aduc de acolo, adică să fie din cer mă refer, să, -a să, să aduc sărbători. atmosfera aia da, pe pământ. Cred că am reușit <laughs> cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit pentru că mulți îmi ziceau nu știu ce cu tine, poate acum nu realizez, dar o să vezi după câteva zile, nu o să mai fi bine. Și toată lumea se uita la mine foarte ciudat și la noi, de fapt. E foarte tristă despărțirea de aici, de pe pământ, dar știam că e acolo, e bine, e în mâinile lui Dumnezeu. Eram așa de mândră că am pe cineva acolo în cer care mă așteaptă, nu știu, sunt multe trăiri care nu le pot spune într-un timp așa de scurt, dar cam asta am vrut să, să zic. După ce medicii mi-au spus că nu se mai poate face nimic, s-au făcut tot ce s tot. putut, el a fost momentul în care am înțeles că trebuie să-mi iau hainele de sărbătoare și să le las pe cele de jale. Jalea <laughs> a fost doar momentul în care noi am stat acolo pe hol, pentru că era era un suspans și un moment decisiv pentru, pentru noi. Dar chiar, chiar știu că este și un verset în Biblie și zice lasă hainele de jale și îmbracă-te în hainele de sărbătoare. Așa ca și încheiere vreau să zic că numai Dumnezeu îți dă putere să treci prin situații dificile și e acolo, îi, îi prezent, îi real, îi, cu tine în fiecare detaliu, fiecare, fiecare stare, fiecare gând pe care îl ai, e acolo cu tine gata să îți răspundă, să te încurajeze, să fie acolo pentru tine, să poți să plângi, să poți să te bucuri. Uh, numai el îți dă putere și cu el chiar poți să treci prin orice te umple de ceva supranatural, cumva tu doar trebuie să fii dispus să treci pe acolo prin încercările astea de foc <laughs> și să ești biruitor, pentru că cu el ești biruitor din orice și nu ne lasă să stăm acolo, să fim zdrobiți, fiecare moment are timpul lui, uh, cum zice și ecclesiastul și foarte foarte fain. Uh, mi-au vorbit uh, capitolul ăsta înainte să vreau să filmez, am înțeles că acum ai timpul, eu am vrut să fac mai de mult chestia asta, dar uh, Dumnezeu mi-a zis acum ai vremea, o sosit timpul. Și uh, fiecare lucru are timpului. Uh, este un timp pentru a plânge, este un timp al uh, bucuriei și uh, cu Dumnezeu așa de fain, treci prin toate momentele astea și nu rămâi acolo. Doar treci prin momentele grele. Și Dumnezeu vede credința noastră, chiar dacă nu se întâmplă unele vindecări sau unele situații, nu e din cauza că noi nu avem credință și pur și simplu planul lui tot timpul are un scop. Cam asta am vrut eu să transmit. E foarte tare ce ai zis, Lorena, și mersi, mulțumim, zic, în, și numele vostru. Da, că ai împărtășit cu noi. E o experiență grea, extraordinară în același timp. E o, exper o experiență din care Dumnezeu cu siguranță și-a luat și-a gloria. Sper să fie o încurajare pentru toți care trec prin asta sau prin situații mai dificile. Eu sunt sigură că o să fie o încurajare. <laughs> Asta o zic pe sigur, pentru că cu siguranță Dumnezeu o să facă să ajungă video ăsta exact la cine are nevoie. Mulțumim că ai stat până la final. Dă share la mesajul ăsta. Uh, trimite la prieteni, la familie. Nici nu știi cum Dumnezeu poate să folosească povestea lui Lorena și a lui Jessica uh, să atingă vieți. Așa că trimite la cine crezi tu și la cine nu crezi. <laughs> la același timp și mulțumesc că ai stat cu noi până la final, să fii binecuvântat, să fiți binecuvântat și încurajat. Pa! I had I'm for you to show up. I laid my weapons down. Surrender to your love. Looking back now. Oh, every closed door, every single sharp door, and every answer that didn't make sense. What if maybe they were just teaching me to depend on your strength in the dark days? All my tears got me crying out to you.